cu mulți ani în urmă, 10-13 ani în urmă, practic în instituția nu era aprovizionată cu apă. Elevii veneau fiecare cu sticluța lui. Nu aveau condiții de a spăla pe mâini, de a usca mâinile sau șterge. Noi am făcut o informare la nivel de întreaga comunitate, pentru că am avut sesiuni de informare și la punctul medical, și la biserică, și am reușit să colectăm o sumă încă mai mare decât cea care am avut necesară. Noi am avut și târguri de caritate în care am strâns fondurile, am avut un război a bănuților. Acum că sunt condiții în școală, deci copilul nu trebuie să-i dau sticla cu apă ca să meargă și să-și spele mâinile chiar când merge la cantină sau după viceu. Ne-am străduit și să formăm o cultură a folosirii WC-urilor interior și lavoarelor. Împreună cu diriginții s-au făcut ore de dirigenție, anume cum să ne spălăm pe mâini, când trebuie să ne spălăm, cât trebuie să spălăm, cum să ne folosim de WC-ul din interior. Școala nu trebuie să se axeze numai pe note și pe curiculă, trebuie să se axeze și pe necesitățile elevilor, deoarece acum, în ultimul timp, mulți elevi au rămas în supravegherea bunieilor, rudelor și mulți părinți sunt plecați peste hotare și sunt mai puțin informați. Am fost informată pe diferite teme, inclusiv modurile de viață sănătoase, bolile transmisibile și netransmisibile. Despre cum să acționezi dacă ai stres, importanța apei și igiena corporală. Am discutat despre sarcina în adolescență, pentru că am avut în raion așa caz, riscurile care poate să fie și cum să se protejeze. Ne străduim să informăm corect despre sănătatea fizică, sănătatea emoțională și să implicăm nemijlocit în activități ca ei să își demonstreze abilitățile lor formate pe parcursul anilor. Să le dezvoltăm deprinderi sănătoase pentru viață.